Astăzi dimineață, cei de la Corvinul Hunedoara, lideri în seria a noua din Liga a treia de fotbal, au susținut o conferință de presă. În prima parte a întâlnirii cu jurnaliștii, Florin Maxim, antrenorul principal al hunedorenilor, a vorbit despre cantonamentul din Turcia, de unde Corvinul s-a întors neînvinsă, păstrându-și invincibilitatea nu doar în campionat, ci și în jocurile amicale. Am beneficiat alături de jucători de un cantonament extern, unde am avut terenuri foarte, foarte bune, condiții foarte bune de masă, de refacere, de cazare, plus adversari foarte buni. Am întâlnit trei adversari foarte buni peste nivelul ligii a doua, eu așa consider, pentru că în primul meci echipa din Polonia, nu știu dacă cunoașteți, avea o componență, patru jucători internaționali plus antrenorul lor, domnul Zmuda. Au fost meciuri bune în care eu am ținut neapărat să împar minutele jucătorilor, să aibă toți jucătorii minute aproximativ egale. Corviniștii sunt deja calificați în play-off, obiectivul lor fiind promovarea în Liga a doua. Hunedorenii sunt cu gândul la această fază a competiției care va începe după disputarea ultimelor trei runde din sezonul regular. În primul joc oficial al anului, hunedorenii vor juca vineri 11 martie de la ora 15 la Avântul Reghin, penultima clasată în serie, și sunt favoriți la câștigarea meciului, chiar și fără patru titulari care sunt suspendați sau accidentați. Noi avem un obiectiv și obiectivul îl îndeplinim împreună. Împreună cu conducătorii, cu jucătorii, cu stafful, toată lumea, și trebuie să ținem în priză toți jucătorii. A fost o perioadă benefică, noi încă ne-am făcut planul pregătirii, încă suntem în perioada de acumulare, încă două săptămâni, noi așa am zis, în momentul în care începe play-off-ul să fim 100% și mă bucur că băieții sunt sănătoși și putem să abordăm meciul de la Reghin cu un lot aproximativ complet. În seria 7-a, tot vineri 11 martie, de la aceeași oră 15, CSM Deva, a doua clasată, va juca la oră știe cu conjudețeana Aurul Brad, a 10-a și ultima din ierarhie. O victorie a formației din Deva, una previzibilă, îi asigură acesteia calificarea în play-off cu două etape înainte de finalul sezonului regular. Cealaltă hunedoreană din serie, Jiul Petroșani, a 6-a în clasament, va juca în deplasare la o altă formație din partea inferioară a ierarhiei, Gilortul Tâlgu Cărbunești, de pe locul 8, partida urmând a se juca sâmbătă 12 martie, cu începere de la ora 15.